Sunt foarte bucuros pentru cele trei puncte astăzi, chiar dacă am întâlnit o echipă a gazului decimată de problemele de la ei. Important era pentru noi să tratăm meciul serios și asta mă bucură enorm de mult la jucătorii pe care îi antrenez. Am avut o discuție și înainte de meci, în cursul acestei săptămâni, să nu uite sacrificiul care l-au făcut la UTA, să mergem pe aceeași linie și să nu uite clipele prin care au trecut de-a lungul timpului din cauza nereușitelor pe care le-au avut în acești ultimi ani. Și eram pe un drum bun și vreau să continuăm. Aceste trei puncte ne dau încredere, le dau lor încredere, dar atunci când o să începem săptămâna pentru meciul contra celor de la Rapid, vreau să fim atenți, să muncim, să fim responsabili, să fim conectați la fiecare antrenament până la ora meciului, că să fie siguri că o să aibă și în spate, jucând pe Național Arena, o galerie care în momentele delicate îi vor împinge de la spate. V-a fost frică de ceva înaintea partidului, pentru că spunea Grădinaru care a venit de la gaz că nici eu nu-i cunoștea. În general, în subconștient, faptul că întâlnești o echipă de decimată cu jucători tineri sau jucători care au jucat mai puțin, se instalează o automulțumire, că pur și simplu doar prezența pe teren face ca lucrurile să fie în favoarea ta și de aceea am încercat și de aceea mă bucur că și ei au realizat cât de importante sunt acele trei puncte. Deci nu am tratat superficial meciul, că puteam să dăm de o surpriză. 4 puncte, n-ați primit gol, 2 meciuri, se leagă puțin așa lucrurile. Clar e un lucru îmbucurător acest aspect, că nu am primit gol, că am reușit să și marcăm. Sunt lucruri importante pentru ei, pentru încrederea lor. Rămâne să continuăm pe aceeași linie. Mai avem momente în care trebuie să îmbunătățim jocul, pentru că putem să jucăm mult mai rapid, pentru că am jucători care poate să joace dintr-o atingere, din două atingeri. Deci avem de muncă și de aceea am nevoie de înțelegerea lor și nu vreau să ne credem că, eu știu, mai sus decât suntem la momentul acesta, doar că am reușit să luăm 4 puncte. Știu ce jucători antrenez, știu ce fel de oameni, știu cât de mult au suferit și am mers mult mai mult pe latura psihologică a lor, pentru că aveau nevoie de o descătușare. Suntem pe drumul bun, cu aceste 4 puncte le-a dat încredere, moral, acum rămâne să vedem pe teren, să continuăm cu realizări individuale, pentru că au potențial. Sunt momente în timpul jocului când există dueluri de 1-1 și trebuie să aibă mult mai mult curaj în momentele acelea, pentru că am jucători astăzi, Bani a scos un penalti, Bordușanu a marcat, Torge a marcat două goluri, Ivanovski din pasa lui Matei a marcat. Deci sunt lucruri bune, apărarea și-a făcut treaba. Cum să nu fiu bucuros, dar trebuie să fiu și concentrat și trebuie să fiu și echilibrat, că avem mult de muncă. Țelul meu este, nu numai al meu, cât și al jucătorilor, cât și al oamenilor care conduc acest club, plus al oamenilor care în momentele delicate au pus bazele a continuității lui Dinamo. Cu toții ne dorim să salvăm această echipă. Nu l-am văzut, nu. Nu. Își dorea foarte tare să marcheze, asta știu, că la fiecare meci își dorește să marcheze, dar nu l-am văzut plângând. Să rămânem la fel motivați, conectați, să încercăm să ne aducem aminte și să nu uităm prin câte situații delicate a trecut fiecare jucător în parte, noi ca și club, și unde putem ajunge dacă mergem pe aceeași linie. Sunt convins că Mircea Renica a încercat să facă tot ce a stat în putință. N-a fost să fie. Până la urmă, fotbalul nu-i matematică. Sunt convins că și-a dorit enorm de mult să salveze această echipă. Asta e viața antrenorilor. Până la urmă, nu e ce v-am zis. Nu e cum tot timpul cum îți dorești. Da, trebuie, deci tot de la cap vin toate, credeți-mă, și am văzut un interviu al lui Gică Popescu și spunea
că în fotbal îți trebuie 70% minte și 30% picioare. Eu merg la momentul acesta cu echipa pe care o antrenez, că ne trebuie să fim conectați 100%, să avem minte, 100%. Creierul, dacă este conectat, dă apoi și partea fizică, muncești mai mult, ești descătușat, ai entuziasm, deci sunt foarte atent la acest aspect. Tot acest optimism se va refleca cel mai bine dacă va ieși în rezultat bun în derby. E normal să am optimism atât timp cât rezultatele le dau încredere jucătorilor și tot ceea ce am spus la început, de atunci când am venit, nu au rămas doar vorbe. Încerc și simt că voi putea să facem lucruri eu cu ajutorul tuturor care iubesc această echipă. Sunt și realist și vreau să fiu și echilibrat și să nu facem nuntă după o victorie și mormântare după înfrângeri. Exact cum s-a întâmplat când am pierdut și cu Craiova de a dat 6, am fost omul care le-am dat încredere jucătorilor că ei sunt și fotbalul nu se uită, e vorba doar de blocaj psihic. Eu pot să vă spun că înainte de partid am stat de vorbă cu Marian Dună, am stat de vorbă cu jucătorii de la Gazmetan Media și au venit doi jucători la noi, la momentul acesta au fost prezenți în lot și am văzut atâta dezamăgire pe chipul lor și nu numai pe chipul lor, cât și în discuțiile cu ei, atâta tristețe încât mi-este greu să comentez. Trebuie să găsim o soluție sau să se găsească o soluție, nu sunt eu în măsură, dar să ajungă oamenii să nu mai iubească această meserie din cauza unor probleme financiare, e prea mult. Nu sunt în măsură să dau sfaturi, doar vă spun ceea ce am discutat cu oamenii care sunt acolo. Adică este peste puterea mea de înțelegere. La cât de probleme sunt în România, credeți că, nu știu, munca antrenorului e mai degrabă de psiholog decât de antrenor? Cred că este complexă și nu numai în România. Cred eu că peste tot antrenorii sunt, nu doar antrenează, pur și simplu. Clar, sunt momente în timpul antrenamentelor când trebuie să gestionez anumite situații, dar în România, într-adevăr, mai vine și chestia asta cu partea financiară, destul de complicat. Dar ăsta este fotbalul din România.